ascultăm pe Călin Popescu-Tăriceanu. Lui republican al democrației parlamentare a României. Foarte multă vreme am auzit discuții despre România ca republică semiprezidențială, plecându-se de la ideea că președintele este votat direct. Acesta nu este un criteriu definitoriu, ci este vorba de atributele președintelui. Și astăzi o să întrebați poate care e legătura cu ceea ce discutăm de fapt, care e subiectul de interes. E bine, Curtea Constituțională astăzi ce face? Face să întărească poziția executivului, a guvernului, a ministrului justiției în ceea ce privește relația de instituțională între ministrul justiției și ministerul public. Curtea Constituțională, practic, subliniază că Ministerul Public funcționează sub autoritatea Ministrului Justiției, așa cum este trecut în mod explicit, clar și fără echivoc în Constituție, și președintele nu are un rol decât un rol, și până acum a avut un rol, să spunem, solemn și de a da greutate și legalitate deciziei de numire și implicit de revocare în cazul procurorilor. Vorbim de legislația în vigoare în momentul de față. Deci, președintele nu poate să aibă un rol de... Îl ascultați, doamnelor și domnilor, în continuare pe Călin Popescu-Tăriceanu la jurnalul Orei 16. Omul